În ultimul nostru studiu ne-am uitat la modul în care Satan a devenit Satan și cum a fost alungat din prezența lui Dumnezeu din cauza răzvrătirii, mândriei și nemulțumirii. Și când s-a întâmplat aceasta, pământul a devenit așa cum este descris în Geneza, capitolul 1, versetul 2 care la început a fost creat perfect, în Geneza capitolul 1, versetul 1. Tot ceea ce creează Dumnezeu este perfect. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul, spune în Geneza 1 cu 1. Și versetul următor spune că pământul era fără formă, gol, întunecos. Dumnezeu nu creează niciodată ceva fără formă, gol sau întunecos. Deci este foarte clar că a devenit așa. Și a devenit așa din cauza căderii lui Satan. Noi știm că atunci când a căzut Adam, au rezultat multe consecințe asupra pământului perfect pe care locuia. Animalele au devenit sălbatice și așa mai departe. Deci asta s-a întâmplat atunci când a căzut Satan. Cerul și pământul au fost probabil create cu mult timp înainte. Probabil milioane de ani înainte de Adam. Nu știm exact. Adam însuși a fost creat probabil cu șase mii de ani în urmă. Dar cerul și pământul au fost create cu mult timp înainte. Nu știm câți ani au trecut între versetul 1 și versetul 2 din Geneza 1. Dar când Satan a căzut, pământul a devenit în felul acela. Acum ne putem pune o întrebare. De ce nu l-a distrus Dumnezeu pe Satan în acel moment? Astfel încât să înceteze să mai existe. După cum știm, atunci când Satan a căzut și a fost aruncat jos, încă un număr de îngeri i s-au alăturat în acea răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Nu știm detalii exacte despre acest lucru, dar ne putem face o imagine despre aceasta. Poate putem fi puțin dogmatici în legătură cu acest lucru. Când citim în Apocalipsa, capitolul 12, că dragonul cel mare și roșu, ilustrându-l pe diavol, Apocalipsa 12, versetul 4, a tras după el o treime din stelele cerului. În cartea lui Iov, îngerii sunt denumiți stele. Deci, în limbaj simbolic, când diavolul a tras împreună cu el din cer o treime din stele, se referă probabil la îngerii buni care i s-au alăturat în răzvrătirea lui. Și care astăzi sunt demonii care umblă în jurul pământului și care câteodată posedă ființe umane. Este foarte important de știut că diavolul nu a fost aruncat în iad. El a fost aruncat din cer, din prezența imediată a lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 12 citim despre trei ceruri. Pavel spune că a fost răpit în al treilea cer. În Psalmi citim că cerurile sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Și aceasta se referă la Universul vizibil. Deci acesta este primul cer. Și tronul lui Dumnezeu este în al treilea cer. Trebuie să fie între ele un al doilea cer. Și presupunem că acolo a fost aruncat diavolul. Deoarece citim în cartea lui Iov că putea să vorbească lui Dumnezeu de acolo. Nu putea să se întoarcă în al treilea cer niciodată, dar din al doilea cer putea să-i vorbească lui Dumnezeu. Acești demoni sunt numiți de asemenea în Efeseni, capitolul 6, căpeteniile și domniile din locurile cerești. Efeseni 6, cu Diavolul este numit prințul puterii văzduhului în Efeseni. Și locuința lui a fost așezată în locurile cerești. Desigur, nu în al treilea cer, dar trebuie să fie în al doilea cer. Și acolo suntem în conflict spiritual cu el. Deci, când căutăm să comunicăm cu Dumnezeu, în al doilea cer se află multă împotrivire, în special la rugăciuni și laude. Deci, vedem că diavolul a fost alungat în al doilea cer. Și în Cartea Apocalipsa citim despre o vreme când a fost aruncat jos din al doilea cer pe pământ. Apocalipsa 12. Și în final, de pe pământ, capitolul 22, într-o groapă foarte adâncă, timp de 1000 de ani. Apoi va fi scos din acea groapă și aruncat în iazul de foc, Apocalipsa 20. Acestea sunt locațiile geografice ale lui Satan. Deci când oamenii spun că Satan se află în iad, nu este adevărat. Nu a fost niciodată în iad. A fost aruncat din al treilea cer în al doilea cer și într-o zi va fi aruncat de acolo pe pământ și într-o zi de pe pământ într-o groapă adâncă, apoi scos din groapă adâncă și aruncat într-un iaz de foc care reprezintă iadul. Deci aceasta este o scurtă istorie a lui Satan. Acum întrebarea este de ce Dumnezeu nu l-a distrus pe Satan și pe demonii care s-au răzvrătit încă de la început? Acum noi nu înțelegem în totalitate toate motivele pentru care Dumnezeu face multe lucruri, și trebuie să fim destul de smeriți pentru a recunoaște că înțelegerea noastră este limitată. Mintea noastră este incapabilă să răspundă la multele întrebări în legătură cu viața de pe acest pământ. De exemplu, de ce copiii mici se îmbolnăvesc de sida? De ce este așa de multă sărăcie? De ce este așa de multă nedreptate? De ce sunt fete inocente violate în toată lumea? De ce Dumnezeu îngăduie să trăiască dictatorii răi așa de mult? De ce îngăduie Dumnezeu așa de multe religii false care îi duc pe oameni în rătăcire? De ce îngăduie să apară culte care separă copiii de părinți și fac viața multor atât de nenorocită? Sunt 101 întrebări ca acestea, sau chiar mii, la care nu știm răspunsul complet. Și motivul este că mintea noastră are o capacitate limitată. Înțelepciunea lui Dumnezeu este ca un ocean. Și nu poți turna un ocean într-o cană. O cană poate conține foarte puțin din apa oceanului. Deci, mintea noastră poate să conțină doar o mică parte din înțelepciunea lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie să știm cu privire la viața pe pământ, cum să trăim o viață evlavioasă, aceasta ne-a revelat Dumnezeu destul de clar. Dar, dincolo de aceasta, sunt așa de multe întrebări la care nu știm răspunsul final. Și cea de astăzi este una din ele. Nu știm răspunsul complet de ce Dumnezeu nu l-a distrus pe diavol. Dar un lucru știm, că Dumnezeu îngăduie ca să se întâmple totul pentru binele majorității oamenilor, pentru a-și împlini scopurile lui. Deci trebuie să fi fost vreun fel în care Dumnezeu a decis că, odată ce diavolul s-a răzvrătit, îi va folosi această persoană revoltată pentru a-și împlini scopurile lui. Deci este o glorie mai mare când Dumnezeu folosește un răzvrătit și un dușman pentru a împlini planurile decât atunci când folosește un fiu care îi este supus. Este un verset frumos în Romani, capitolul 9, care este o citare din Exod. Dar în Romanii 9 cu 17 spune Scriptura lui Faraon Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Deci ne-am fi putut gândi că Dumnezeu i-a spus aceste cuvinte unuia ca Moise. Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit. Dar citim în versetul 17 că acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus lui Faraon. Sunt o citare din Exod, capitolul 9, versetul 16, unde Dumnezeu îi spune lui Faraon, Te-ai răzvrătit împotriva mea, Faraon. Ești mândru. Ești exact ca diavolul. Și eu mă voi folosi de tine pentru a-mi arăta puterea. Orice a făcut faraon, Dumnezeu a întors roata, protejând pe israeliții care erau sclavi în Egipt. Și astfel, Dumnezeu primește gloria atunci când dușmanii împlinesc scopurile lui. Deci și acesta este motivul pentru care Dumnezeu îngăduie lui Satan să existe. Vă voi da un exemplu acum din Noul Testament, unde citim despre Apostolul Pavel, care a avut descoperiri extraordinari. A fost răpit în al treilea cer și așa mai departe. El a fost într-un pericol foarte mare ca să se mândrească din cauza realizărilor mărețe făcute pentru Dumnezeu pe pământ și pentru toate acele revelații. Și pentru a-l proteja de mândrie, Dumnezeu a permis diavolului să-l necăjească pe Pavel, într-un anumit fel, dându-i un țepuș în carne, pe care însuși Pavel îl numește un sol al satanii. Acum, dacă diavolul nu ar fi fost acolo, cine ar fi dat lui Pavel acel țepuș în carne? Și acel țepuș a dus la ceva bun? Cu siguranță că da. A fost un sol al satanii care avea scopul de a-l necăji pe Pavel pentru a-l face să se alipească de Dumnezeu și să-l țină smerit, depinzând de Dumnezeu. În 2 Corinteni 12 vedem un mod în care Dumnezeu l-a folosit pe Satan pentru a-l ține pe slujitorul său, Pavel, smerit, care este un lucru foarte bun. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu dă har numai celor smeriți. Și așa, Pavel a biruit mândria. Dacă Pavel s-ar fi mândrit, Dumnezeu ar fi fost împotriva lui. Dar Pavel a rămas merit din cauza solului lui Satan. Satan l-a chinuit pe Pavel cu un țepuș în carne și astfel a rămas merit. Aici este un exemplu cum l-a folosit Dumnezeu pe diavol pentru a-l ține pe Pavel smerit. Mai avem un exemplu în cartea lui Iov, unde Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să îl chinuiască pe Iov, distrugându-i toată averea, omorându-i copiii, cicălindu-l prin soția lui, iritându-l prin trei predicatori, deci vedem în această carte că diavolul și-a folosit mulți agenți. Nu numai pierderea averilor și a copiilor. În capitolul 2 vedem că diavolul se folosește și de nevasta lui Iov să-l cicălească. Și apoi, de-a lungul cărții, diavolul folosește trei predicatori să îl enerveze pe Iov, să-l acuze și să-l învinuiască de multe lucruri care nu erau adevărate. Diavolul este un acuzator și se folosește uneori de predicatori pentru a acuza pe alții. Prin toate acestea vedem că a fost ca un foc prin care Iov a fost trecut și a ieșit de acolo un om curat, un om mai smerit, pentru că și Iov avea aceeași problemă care îl amenința și pe Pavel. Iov era un om neprihănit și drept, era un om bogat și și-a crescut toți cei zece copii foarte bine. Și astfel s-a mândrit. Știți că oricând un om realizează așa ceva și este mai bun decât oamenii din jurul lui, are tendința să se mândrească. Și Iov era mândru, mândru de neprihănirea lui. Și Dumnezeu a vrut ca Iov să devină mai perfect. Una din cerințe era smerenia. Avea nevoie de smerenie. Și singurul mod de a-l duce pe Iov la smerenie era prin a lui Satan să-l chinuiască și să-l sâchie la fel cum Dumnezeu a permis diavolului să-l chinuiască pe Pavel pentru a-l smeri. Iov a fost chinuit de diavol în așa de multe feluri încât rezultatul final îl vedem la sfârșitul cărții. Iov a fost în continuare un om neprihănit, un om perfect, dar i s-a mai adăugat încă o calitate la caracterul lui pe care nu o avea la început, și aceasta a fost smerenia. În Iov, capitolul 40, versetul 4 spune: Sunt prea mic, sunt fără însemnătate. Și în capitolul 42 spune, mă pocăiesc, nu mai deschid gura, Doamne, îmi pun mâna la gură pentru că sunt un nimeni. Cine a făcut lucrarea aceasta în Iov? diavolul. Deci aici am avut un exemplu despre modul în care Dumnezeu îi permite diavolului să ne căjească, să chinuiască și să enerveze pe slujitorii lui Dumnezeu, făcându-i prin aceasta mai buni. Până și ispitele pe care diavolul le folosește pentru a ispiti pe copiii lui Dumnezeu, căci până și Isus a fost ispitit de Satan. Și noi suntem ispitiți de Satan. Și prin aceste ispite, Dumnezeu ne pune la încercare, ne testează să vadă dacă suntem calificați pentru slujirea Lui. Biblia spune că în zilele din urmă va fi o invazie de duhuri înșelătoare care vor veni pe acest pământ. Acum, Dumnezeu le-ar putea opri, dar nu o face. De ce nu oprește aceste duhuri înșelătoare pentru ca să nu vină în Biserică și în lume? Pentru că prin aceste duhuri înșelătoare. Dumnezeu pune la încercare pe mulți oameni, chiar și pe copiii lui, pentru a vedea ce caută ei cu adevărat. Gândiți-vă la întâmplarea din Grădina Edenului. Dumnezeu putea să-l oprească foarte ușor pe Satan să nu intre în acea grădină. Dar nu l-a oprit. Pentru că, prin intrarea lui Satan acolo. Adam și Eva au fost puși la încercare. Satan a invitat-o pe Eva să mănânce din pomul interzis. Dacă el nu ar fi fost acolo, probabil că Adam și Eva ar fi trecut pe lângă pom fără să mănânce. Dar pentru că Satan a venit prin șarpe și a pus în mintea Evei anumite sugestii și a făcut-o să se îndoiască de dragostea lui Dumnezeu, asta a făcut-o într-un final să cadă și să mănânce din acel copac. De ce nu l-a oprit Dumnezeu pe Satan? Pentru că vroia ca Adam și Eva să fie testați. Pentru că omul nu poate fi sfânt fără a fi testat și fără să îl aleagă pe Dumnezeu mai presus decât orice altceva ce este creat. Deci aici avem câteva exemple din scriptură. Aceste câteva exemple arată că Dumnezeu se folosește de Satan pentru a-și împlini scopurile lui. Și întoarce roata împotriva lui Satan. Asemenea exemple găsim de-a lungul întregii scripturi. De exemplu, când Iosif a fost tratat cu răutate de proprii lui frați. Care vroiau să-l vândă, să fie dus în Egipt, ei erau influențați de diavol, fără îndoială. Să-l vândă acelor călători smailiți pentru a-l duce în Egipt, ca să nu-l mai vadă niciodată. Aceasta a fost lucrarea diavolului. Diavolul nu știe viitorul, deci nu știa ce face când l-a trimis pe Iosif în Egipt. Nu realiza că împlinește planurile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorea ca Iosif să ajungă conducătorul Egiptului, pe lângă faraon. Dar s-a folosit de diavol, care s-a folosit de frații lui Iosif pentru a-l trimite în Egipt. Și când a ajuns în Egipt, s-a mai întâmplat ceva interesant. Lucra în casa unui anumit Potifar. Și diavolul s-a folosit de soția lui Potifar pentru a-l ispiti pe Iosif. Iosif refuză să-i se supună, arătându-și astfel integritatea și a fost testat și a biruit și a devenit mai puternic. De fiecare dată când treci un test, devii mai puternic. Iosif a devenit mai puternic și diavolul îl ispitea în fiecare zi prin nevasta lui Potifar. Dar el a refuzat să îi se supună și a devenit o persoană mai puternică. Atunci, diavolul l-a acuzat pe nedrept pe Iosif prin nevasta lui Potifar. A spus o minciună soțului ei și diavolul a reușit să-l bage pe Iosif la închisoare. Dar acolo, în închisoare, îl întâlnește pe servitorul faraonului și prin el are oportunitatea să ajungă înaintea faraonului. Dacă nu ajungea în acea închisoare, nu l-ar fi întâlnit pe servitorul faraonului. Deci, cine l-a pus în închisoare? Diavolul. Și ce a rezolvat prin aceasta? A împlinit planurile lui Dumnezeu a ajuns să-l cunoască pe slujitorul faraonului și prin acesta a ajuns înaintea lui faraon și astfel a ajuns al doilea conducător al Egiptului. Deci orice i-a făcut diavolul lui Iosif, fie prin frații lui sau prin acea femeie rea, nevasta lui Potifar, a făcut numai să împlinească planul lui Dumnezeu. Deci în acest exemplu putem spune că Dumnezeu a întors roata împotriva lui Satan. Un alt exemplu putem vedea în Cartea Esterei, unde Satan îl inspiră pe un om numit Haman și pe soția lui să îi omoare pe toți evrei și să fie împotriva lui Mardoheu, care era un evreu cu renume. Citind această întâmplare, vedem cum a pregătit o spânzurătoare foarte înaltă, mai înaltă de 20 de metri, pentru a-l spânzura pe Mardoheu. Ajung doar 3 metri pentru a spânzura o persoană. De ce a trebuit să facă o spânzurătoare de peste 20 de metri înălțime? De ce atâta bătaie de cap să construiască o spânzurătoare așa de înaltă, cam cât o clădire cu șapte etaje? Pentru că el dorea ca toți să-l vadă pe Mardoheu spânzurat acolo pentru a-l la sfârșitul întâmplării vedem că El însuși este spânzurat pe această spânzurătoare. Un exemplu clasic în care Dumnezeu întoarce roata împotriva diavolului. Deci Dumnezeu este glorificat când toți oamenii văd că toate eforturile Satanei sunt zădărnicite. Vedem asta din nou și din nou. Biblia este plină de întâmplări, de la Geneza la Apocalipsa, de modul în care Dumnezeu îl folosește pe Satan pentru a împlini planurile, cum Dumnezeu întoarce roata împotriva diavolului și zădărnicește planurile lui. Și chiar mai mult decât atât, după ce Isus a murit pe crucea calvarului, Satan a fost înfrânt cu desăvârșire. Pe cruce a fost luată armura lui Satan și el nu mai are nicio putere asupra nici unuia dintre noi. Deci vedem că în poziția în care suntem noi, suntem mai binecuvântați decât au fost Iosif sau Iov sau Mardoheu. Noi am ajuns la poziția în care a fost Isus, acela de triumf total. Când Satan a fost înfrânt la cruce, citim în Coloseni 2 cu 15, Dumnezeu l-a dezbrăcat pe Satan de armura lui atunci când Isus a murit pe cruce. Unul dintre cele mai importante adevăruri pe care trebuie să le recunoaștem este că Satan a fost înfrânt în totalitate pe crucea Calvarului, atunci când Isus a murit. Așa cum mulți creștini știu, sau toți creștinii știu, că Isus a murit pe cruce pentru a ne lua toate păcatele. Dar chiar mai mult decât aceasta, sau la fel de adevărat, este că Isus a dezbrăcat prin cruce pe Satan de armura lui. Așa că Satan nu mai are acum nicio armă cu care să lupte împotriva noastră. De aceea Biblia ne spune astăzi, supuneți-vă lui Dumnezeu, Iacov 4,7, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. În Vechiul Testament nu există un asemenea verset. În Vechiul Testament nu conta cât de mult te supuneai lui Dumnezeu. Nu puteai să te împotrivești diavolului și să îl faci să fugă. Nu. De aceea Dumnezeu nu a dat atunci o asemenea poruncă oamenilor. Oamenii se puteau împotrivi filistenilor și să-i facă să fugă. Sau să se împotrivească moabiților sau amoniților sau hetiților și să-i facă pe ei să o ia la fugă. Dar nu puteau să-l facă pe diavol să fugă în Vechiul Testament. Dar acum că Iisus Hristos l-a înfrânt pe satan pe cruce, nouă ne se poruncește să ne împotrivim diavolului în numele lui Iisus Hristos și diavolul va fugi. Mulți creștini se văd pe ei fugind de diavol. Ca să scăpem vreun fel de el. Dar în Noul Testament nu vedem o asemenea imagine. În Noul Testament îl vedem pe diavol că fuge de noi. Și aceasta este o imagine pe care trebuie să o avem întotdeauna în mintea noastră. Aceasta este poziția credinciosului nou-născut. Una de biruință, de autoritate. Satan trebuie să execute o poruncă ce îi se dă în numele lui Isus Hristos. Orice demon trebuie să asculte o poruncă dată în numele lui Iisus Hristos, pentru că toți au fost înfrânți pe crucea de pe calvar, toți dintre ei. De aceea, apostolii, sau chiar orice credincios astăzi, poate să poruncească oricărui demon care posedă o persoană în numele lui Iisus să plece, și diavolul trebuie să plece din persoana pe care o posedă. Nu se pune problema cât de înzestrat spiritual ești, ci dacă folosești sau nu autoritatea numelui lui Isus Hristos. Este ca și cum ai vedea 10 tiruri mari mergând pe drum și un polițist mic stă acolo și își ridică o mână. Și toate acele 10 tiruri se opresc. De ce? Pentru că acel polițist reprezintă autoritatea statului. Poate că este un om mic, dar nu contează. Așa se face că noi am primit autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin Isus Hristos asupra lui Satan și asupra întregii lui puteri. Și este important pentru noi să folosim această autoritate. Nu mai trebuie să trăim cu frică de diavol. Diavolul poate încerca multe lucruri de-a lungul anilor. Are în vedere să chinuiască mulți creștini în multe feluri, dar este un dușman înfrânt. Orice face. Fie că este vorba de o persecuție sau de înșelare sau altceva, el va împlini astfel planurile lui Dumnezeu pentru om. Biblia spune că diavolul vine ca un leu, încercând să chinuiască, să sperie, să persecute creștinii, dar de cele mai multe ori nu reușește, pentru că persecuția duce la înflorirea Bisericii și numărul Bisericii crește. Oamenii devin mai spirituali ca rezultat al persecuției, dar diavolul mai vine și ca un șarpe înșelând. În felul acesta reușește de cele mai multe ori, dar și aici poate fi biruit, pentru că orice ar fi, persecuție sau înșelare, puterea și autoritatea diavolului i-au fost luate complet pe cruce și noi trebuie să ne bazăm întotdeauna pe aceasta. Hristos l-a biruit pe satan pe cruce și el nu mai are nici o putere asupra noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!